Ecaterinei Popescu îi place atât de mult să cânte încât a renunțat de mult la păpuși și ieșirile cu prietenii, alegând să-și petreacă timpul liber fredonând. Dragă, mă aștept Tânăra a participat la numeroase concursuri, atât pe plan local cât și național, concursuri la care a urcat pe podium, dar nu a obținut niciodată locul întâi, și asta din cauza că nu are un profesor care să lucreze cu ea. Muzica clasică, pentru că, în primul rând, idolii ei sunt, îi place mult de Angela Gheorghiu, Sara Brightman, Ileana Cotrubaș, Adela Mărculescu, pe care le caută și le studiază, mă rog, de amănuntul cu acasă, după internet, după, mă rog. Nu ne permit nouă posibilitățile. Ea vrea să continue cu muzica clasică.